Un nou referendum pentru familie și pentru protejarea plăților în numerar menționate în Constituție. Președintele CNC AUR, Claudia Târziu, a solicitat luni organizarea unui referendum cu două teme de interes major pentru România, familia și plățile în numerar. În urmă cu cinci ani, pe 6 și 7 octombrie 2018, avea loc referendumul pentru familie, care a ieșuat din lipsă de participare la vot, deși peste 90% au răspuns da. Este necesară o prezență de peste 30% dintre legători și nu a fost atins acest prag. La inițiativa Coaliției pentru Familie, care a strâns peste 3 milioane de semnături de la cetățenii români în acest scop, a fost organizat atunci un referendum pentru modificarea Constituției României în sensul definirii mai clare a noțiunii de căsătorie ca fiind uniunea dintre un bărbat și o femeie. Așa cum se știe, împotriva referendumului și a inițiatorilor lui s-a dus o campanie înfiorătoare de denigrare în presă și dinspre organizații neguvernamentale cu finanțare externă, iar votul a fost boicotat de PSD, PNL și USR. Între falsele argumente aruncate atunci pe piață a fost și acela că nu există motive să ne temem că instituția căsătoriei va fi pervertită prin lege și că, prin urmare, aceasta n-ar avea de ce să fie apărată de Constituție. De cinci ani încoace avem periodic noi dovezi că se încearcă denaturarea noțiunii de căsătorie în conformitate cu propaganda LGBTQ, iar prin aceasta și demantelarea instituției sacre a familiei, înțeleasă ca uniunea dintre un bărbat și o femeie, care pot da naștere la prunci și care se află sub binecuvântarea divină. Recent, CEDO a dat o decizie prin care forțează România să recunoască cuplurile de același sex care se află în parteneriat civil sau altă formă legală de căsătorie în alte state. Pe 14 octombrie anul curent, va avea loc la București o altă manifestație de stradă a comunității LGBTQ. În acest context, consider că este imperior necesar declanșarea procedurii pentru o nouă inițiativă cetățenească privind modificarea Constituției în sensul definirii mai limpezi a căsătoriei. Și dacă totul facem pe acesta, trebuie să strângem minim 500.000 de semnături, am putea cere. în cadrul aceluiași referendum și un vot pentru introducerea în Constituție a unei prevederi care să interzică dispariția banilor fizici și să stipuleze obligativitatea plăților și în numerar după modelul altor țări care vor să-și apere moneda și libertatea. Avem datoria să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne păstra modul de viață, libertatea, inclusiv cea de conștiință, credința, instituțiile fundamentale ale societății și tot ceea ce ține de normalitate. Cred că de această dată referendumul poate avea loc odată cu unul dintre tururile de alegeri de anul viitor, va fi validat pe prezența unei largi majorități a românilor. Iar dacă guvernul PSD-PNL va refuza să-l organizeze, o va face aur imediat după preluarea guvernării, în 2024. Relatează ortodoxinfo.ro Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total Media și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro